Care a fost președintele care te-a ajutat cel mai mult în cariera ta de antrenor? Să zici că l-ai simțit cel mai aproape de tine. Jean Pădureanu. Jean Pădureanu, Jean Pădureanu de departe. De departe numărul 1. Numărul 1 și nu o să se mai dască în vecii vecilor. Deci în vecii vecilor nu se va mai naște un președinte ca Jean Pădureanu. Ca clasament, Jean Pădureanu, Dani Coman, Dinu și Mamo? Dinu Gheorghe, da. Și Dinu Gheorghe. Dar Jean Pădureanu s-a ajuns la 70 și ceva de ani să mă pui antrenor, prima mea echipă, să mă dai pe mână de pe locul 14, Bistrița, să-i scad de la retrogradare, să terminăm pe 8 și să mă suni după o săptămână când m-ai angajat și să mă întreb, Șumi, aș vrea să dau și eu un sandwich la echipă, să-l facem aici, dacă mergem pe drum, ce crezi că e bine să le dăm? Om la 70 și ceva de ani cu atâta experiență să întreb, scuzați-mă expresia, un nei ca nimeni la momentul ăla, veneam, era prima mea echipă, m-am simțit extraordinar de important. Nu lua nicio decizie fără să mă întrebe. Și care eu, era primul meu antrenorat în Liga 1. Da. Am dat un exemplu simplu așa. Și era cu un pas în fața tuturor. Deci, distanță mare. Îi bate la fundulesc, scuză-mi expresia, toți conducătorii din fotbalul și toți președinți. Nu există. Da. Așa. Nu există. Și nu se mai naște.